este în plină desfășurare, cea de-a treia zi de festival. A venit și weekendul, așadar aveți toate motivele să veniți la Sighișoara. Pe scena din spatele meu, cele 20 de minorități naționale au pregătit un adevărat spectacol al multiculturalității. Astăzi, etnicii croați, ruteni, tătari, bulgari, romi și maghiari au cântat și au dansat în cele mai frumoase costume tradiționale. Și tot astăzi au continuat și dezbaterile tematice care au pus accentul pe respectarea drepturilor minorităților naționale. Colegul meu, Boris Velimirovici, jurnalist TVR, spunea în cadrul acestor dezbateri faptul că este important să înțelegem că fără o implicare activă, multe dintre aceste comunități nu vor putea rezista în lupta cu asimilarea și le-am putea pierde pentru totdeauna, am încheiat citatul. Așadar, ne putem bucura de această diversitate etnică prin muzică și dans, dar și prin multă cunoaștere. La final vă mai spun că și această zi de festival se va încheia cu un recital special. De această dată, taraful Edi Mexicanu cu Paula Lincan vor fi pe scena din cetatea Sighișoarei cu sprijinul Centrului Național de Cultură a Romilor Romanocher. Și dacă v-am făcut curioși, acest concert se poate vedea în exclusivitate pe tvrplus.ro de la ora 21:30. Noi rămânem aici până duminică, vă ținem la curent și vă invităm cu inima deschisă să veniți la festivalul Proetnica de la Sighișoara.